Salutare, fraților, și bine ați venit la Black Tiger. Bun venit la un nou episod din Range Simulator. Băi, oameni buni, am văzut că ați întrebat de jocul ăsta și am zis hai să mai venim cu un episod. Dacă este susținere, venim cu mai multe și încercăm să facem cât mai multe progrese. Am eu aici scrofița asta care ar trebui să fete, nu știu când, dar ar trebui să fete. Sunt foarte curios câți porci o să avem. Pentru că abia aștept să avem, să putem să ne extindem și noi ferma. Așa, hai să vedem un pic de... Da, de fapt, hai, da, hai să începem. Dacă chiar suntem aici, chiar cu urcei, ne uităm așa, apă au. Și mâncare au, mă. E ok momentan. Așa. Hai să văd un pic și cu... găinile. Bă, puține ouă, sincer să fiu. Am decât 4. N-am ce face cu 4 ouă, dar mă rog, hai să vedem dacă au mâncare. Cred că au. Ok, nu mai au mâncare, au apă, în schimb. Na, bun. Așa, bun. Ce ar trebui să facem noi? Ar cam trebui să ne apucăm de... Făcut niște scândură, dar eu nu mai știu dacă am... Ar trebui să am, nu? Unde mi-am pus? A, uite-l. Banu. Unde mi-am pus eu asta de... O pus scândură, frate. Mamă, man. Îl am undeva, dar nu mai știu unde. E, cu siguranță știu că l-am. Că de cumpărat l-am cumpărat. Ca să facem misiunea de început de joc. Dar ce s-a întâmplat cu el? Asta nu mai știu. Ok, a, uite-l, mă. Aici așa era mama lui. O să mai tai niște copaci ca să... facem niște scânduri așa încet, m-aș apuca să-mi fac o casă. Hai că o să dureze un pic până mă tot plimb eu aici. Arcan trebuie să mă duc după mașină, sincer să fiu. Să încarc în mașină și după aia să... pun aici așa să fac. Avem așa o temperatură de 75 de grade. Jocul ăsta, mă, niciodată, mă, dar niciodată n-a fost optimizat bine și de atâta timp de când a apărut. Nimic, man. Nu reușesc oamenii să-l optimizeze sau nu vor. Sau nu știu. Habar n-am. Bun, hai să vedem un pic unde ne-am face noi căsuța. Cred că... Ok. Cred că aș face uite aici. Cred că ar fi bine aici, așa că... Build. Foundation. Dar de fapt să ne facem noi o casă din asta... Ne trebuie resurse, așa că mai bine ne facem de la zero și facem aici o fundație. Da, hai că e bine, uite așa.
3, 4. Bun. Da, hai să facem să fie mare totuși, să avem loc. Na, bun. Hai să vedem unde avem pereți. Perfect, trebuie să punem și pereții. Să punem și fereastră. Așa. Da, hai să punem aici un zid normal. Aici o să punem cu fereastră. De fapt, stai așa un pic. Avem 1, 2, 3, 4. Parcă aș face o ușă aici. Și atunci punem ușa aici, după care punem aici cu fereastră, un zid. Mai punem un zid simplu. Așa. Unul aici. Fereastră. Zid simplu. Zid simplu. Așa, și după aia punem ferestre. Na, bun. Să punem și niște scări. Perfect. Păi după aia trebuie să facem, să punem și niște, să punem și tavanul, deși aici parcă ar merge. Și una dau. Aha. Stai așa că știu cum facem. Să ne facem mai multe camere. Na, bun. Să avem două camere aici, împărțite egal, minunat. Acum, practic, ne trebuie scânduri cât mai multe. Hai să luăm astea ce ne-am făcut. Bineînțeles că nu să ne ajungă, dar mai facem. Când o să și vopsesc, o să arate frumos, dar până ajungem noi la etapa aia, mai este. Momentan, hai să facem ce avem aici de făcut. Era foarte multe scânduri, sincer, durează tot procesul ăsta, dar n-avem ce să facem. Da, într-o parte bucătărie, într-o parte o să fac cameră. Aș face și cu etaja, nu știu dacă să mă complic acum. Aici, ce așa o să fie, gen bucătărie. Poate aici mai mergea o fereastră. Și aici o să fie camera, dar mă gândesc că poate o să fac cu etaj. Nu știu, mine. Vedem. Hai să mergem să facem. Mergem să facem scândură. Le pici așa, dacă aș putea tăia, ar fi minunat. Hai să vedem dacă îmi dă voie, da. Bun. Să le încărcăm fain frumos aici în mașinuță.
Uite că am uitat să las canistra de benzină. Am uitat să las canistra cu benzină, voi oameni buni. Bun, hai că mai tai copăcei, după care o să ne apucăm să facem și niște scândură ca să avem aici ce să construim. Bun, hai că am pornit nebunia asta și facem și niște scândură. Păi iată ceva copăcei. Da, nu o să ne ajungă așa, bineînțeles, că o să ne mai trebuiască, dar așa încet mai aducem. Durează până facem o căsuță. Nu știu ce are asta aici. Așa. Ca și când ar fi fost blocată. Ciudat. Ui mă, am oprit. Da, și până atunci mai luăm și noi niște scândură și mai punem pe aici așa să facem fundația sau, mă rog, podina, în fine. Așa. Poate pe viitor mai venim așa cu extindere încoace, nu știu, vedem. Vreau să facem așa și o casă mai șmecheră, să construim cât mai customizat, să spun așa. Cât mai unic. Ne lăsăm imaginația să curgă oricum. Bineînțeles că nu o să ne permitem din punct de vedere material. Momentan facem cum putem. E ora 5 și aproape 6. Ok. Deci mai avem câteva ore de muncă, se termină ziua de astăzi. E mult până ne cresc nou un pic purcela și după ce-i fată. Bine, nu știu și câți o să avem, că asta e problema, că dacă îmi dă doar 2, 3, mai greuți. Dar să vedem. Oricum mai mulțim și așa ce ne extindem. După cum am zis și în episodul trecut, avem 272 de bănuți. Vreau să mai adun ca să o să-mi cumpăr eu acea, cum să-i spun, mașină de tocat carne, să fac niște cărnați. S-ar vinde mai bine, dar știu că nu se trebuie parcă doar mașina de tocat carne. Trebuie și cealaltă nebunie, nu mai știu cum se numește, ca să faci cărnați. Poate care tocată să facem așa de început. Și să ne mai facem ceva bani și vedem, oricum ne trebuie și mai multe găini, să facem și din găini. Vedem, o să, așa încet, mana, trebuie să ne crească nouă fermulița asta mică. Bun, hai că trebuie să mai tai niște lemne, mai mergem să mai tăiem niște lemne, mai facem niște scândură. Și construim în continuare, acum oricum vine seara, nu știu cam, na, cât o să mai apuc eu să fac până când se întunecă, dar vedem. Nu știu, jocul ăsta e ciudat, rău, mă. Nu e optimizat. Nu l-au optimizat încă.
Ei tot zic că, a, păi l-am mai optimizat, că l-am mai nu știu ce vezi de treabă, frate. Asta e. Păcat. Eu dacă eram în locul lor, să fie avut succesul care l-au avut ei cu jocul ăsta. Man, venea cu foarte multe update-uri, optimizam jocul foarte mult. Veneam cu tot felul de lucruri faine. Dar ce să-i faci? Încercam să-l țin în viață, să fac cât mai mult content în el. Oamenii s-au văzut cu bani în buzunar și au cam renunțat să mai vină cu actualizări. Din păcate, mulți fac treaba asta. Din ce am auzit, s-au văzut cu mulți bani, nu glumă. Deci foarte, foarte mulți bani. Dar asta e. Dacă așa încet începe să prindă contur căsuța. Asta e un proces foarte, foarte lent. Iadul de lemne, scândura, deci e un proces extrem de lent. Construcția în sine nu. Dacă ai scândură, ai construit imediat. Măcar la pereți nu se cere așa multă scândură, dar la fundație se cere foarte multă. Bun, hai că am oprit. Mă duc să mai tai niște lemne și să mai fac niște scândură. Aoleu, frate. Controlul ăsta, mă. Am mai tăiat niște lemne, am pus din nou aici la nebunia asta să mai facem niște scândură. Așa, hai să, nu știu, facem tot fundația momentan, a venit și ploaia. Să terminăm, nu știu, măcar cu fundația și apoi după aia mergem mai repede cu pereții. Da, oricum se întunecă. Cam pe la ora 8-8 și ceva o să facem să dormim. Dimineața ne uităm un pic de animaluțe, să vedem poate fată și scrofița, bine ar fi, că abia aștept. Și să vedem dacă le trebuie mâncare, apă. Toate lucrurile astea. Cinci scânduri, frate. Cinci scânduri. Glumești? Mamă, dar s-a întunecat rău, mă. Oprim, nu mai facem nimic, că s-a întunecat. Ne băgăm la somnic. Oricum, lanterna asta nu-mi place în jocul ăsta. Bun. Hai să ne cum se treaba cu domnișoarele, animăluțe. Frate, sunt fete curând, mă.
Apă mai iau, mâncare mai iau un pic, o să trească să mă duc să le cumpăr și mâncare astăzi. Cred că la ora 8 se trezesc ele, dacă mai țin bine minte. Da. Încă nu a fătat, dar cât de curând, hai să vedem și cu găinile. Se pare că avem vreo două ouă. Și să vedem cu mâncarea și cu apa. Da, o găină și, de fapt, numai două găini. Ne trebuie și cocoș. Apa, mai au mâncare, mai au măi, bine, nu mă plâng. Cu găinuțele e totul ok, hai să continuăm noi treaba aici la căsuță. What? Ce? A fost un bug, mă. Nu, vor să mai apară, fii atent. Na, mai avem încă trei din astea de făcut la podea, după aia mergem mai repede la pereți, se cam duce și motorina, sincer, să fiu, mă rog, benzina. O mică problemă. Bani, 20 ceva. Trebuie să mergem să aducem niște benzină, mâncare. Bă, o să se cam ducă banii, sincer să fiu. Să fie destul de greuț. Că mai tăiem niște lemne să mai facem scândură. Terminăm podeaua. Trebuie să mai vrem și pe la vânat. Dar nu știu dacă mergem în episodul ăsta, că suntem destul de prinși aici. Cu treabă. Ce sar lemnele astea de zici că îți din cauciuc. Aia, nu așa o dată timpul. Țin minte când a apărut jocul ce entuziasm era cu el, toată lumea era cu jocul ăsta. Era nebunită după el. Chiar a prins, dar păcat că nu s-au mai ținut oameni de treabă. Dacă era să se ține treabă, eu zic că și în ziua de astăzi. Nu mai jucau mulți. Mie așa îmi place, dar nu-mi place că nu e optimizat. Și controlul la mașină. Care, na, ei se laudă că l-au mai fixat, dar nu prea. Foarte puțin, enorm de puțin. Doar că schimb niște parametri acolo prin cod, pe la viteză, pe la unghiul de direcție, gradele alea. Și un pic de friction, niște fricțiune pe acolo, pe la roți. Asta nu înseamnă că ai îmbunătățit, vai doamne, controlul la utilaje. Foarte puțin, mă, foarte puțin fac oamenii în update-urile lor, sincer să fiu. Chiar ar vrea să facă mai mult, să vin odată cu un update din ăsta mare, mare, în care zic că ui bă, fraților, aveți să ieși content o groază. Ok, stați jumătate de an până faceți un update. Dar și când vine update-ul, frate, să fie unul care se merită, nu câteva locuri și cam atât. Na, asta e.
Eu zic că o să arate bine căsuța. O să o extindem pe viitor și aici. Încă vreo două bucăți de fundație. Aici, în locul azidului, o să fie făcut o ușă. Dar pe viitor, nu chiar acum, că... Acum ar fi ok să terminăm ce avem. Nu știu dacă o să mai fac etajul. Ok, hai că s-o termina benzina. Și trebuie să mergem după benzină. Ok, hai că am finalizat cu fundația. Asta e bine, ne mai rămas zidurile. Mergem după niște benzină. Hai să venim până la benzinărie să vedem ce costuri avem. Na bun, să ajungem noi la benzinărie, eu luăm la stânga. Hai că ne așteptăm după ăștia, să se mișcă încet. Eu că prioară. Bă, măcar nu e așa departe, știi? Benzinăria. În mașină avem, așa că nu o să mai punem. Punem uite aici, în canistră și... Hai să vedem câți bănuți ne costă. $39 de litri, $39 de bănuți. Avem 230 ceva. Bun, hai să mergem atunci către casă. Hai că nu a fost chiar așa rău. Dar nu știu, se putea pune și mai ieftină, măcar la jumate, nu chiar un dolar litru. Da, mă rog. Ce priveliște frumoasă pe acolo, așa, mi se văd munții. Da, bun, hai să punem niște benzină și să pornim. Hai că văd cum a rămas aici benzină, e foarte bine, dacă ne mai trebuie mai putem lua, e minunat. Așa, bun, păi o să mă duc să mai tai niște lemne. Că mai avem nevoie de scândură. Da, hai că începe să prindă viață, mă. O să prindă viață. Bun, hai să mai facem și scândură. Văd că l-avem aici și pe motanelul nostru. Na, stai că l-am lăsat jos din greșeală. Așa. Rămâșelă. Stai pe aici, așa? Stai pe aici. Hai că avem treabă. Sunt curios, oare să urc în casă? Poți să vină până în casă? Pe unde mergi, băiatul? Știu că la cățeluși poți să le cumperi o cușcă, sau să le faci, de fapt, o cușcă, dar nu știu, la pisici. Habar n-am.
Și avem oameni buni, aici o să fie dormitor, fain frumos, iar aici la intrare o să fie bucătărie. Avem, o să avem și lapuri, tot ce trebuie ca să depozităm alimentele pe care o să le producem pe viitor. Chiar aș dori să fie mai mult suport pentru jocul ăsta, să venim cu mai multe episoade. Așa. Bă, mai avem câteva ziduri să terminăm, măcar zidurile exterioare. Doar că o să ne mai trească scândură. Totuși, dau scânduri dintr-un lemn, mi se par puține. Dintr-un singur lemn, dacă e gros, poți să scoți mai multe scânduri. Cel puțin 4 scânduri, zic eu. Da. Așa. Oh, uimă la el, că a venit până în casă, mă. A venit până în casă, băiatul. S-o da jos, s-o pleca pe undeva, nu mai știe pe unde. Umblă cum aș micheru. Stai așa să punem... Așa. Bă, mai avem încă fix un zid care l-am terminat și mai avem aici vreo 3. Hai să oprim să nu mai consumăm și ne apucăm să mai aducem câteva lemne aici să terminăm și zidul ăsta. Hai să luăm mașina. Și cred că avem ceva lemne și pe aici, așa pe după casă, mai luăm și de aici. Și cred că o să vină iară ploaia. Da. Tipic Range Simulator. Bun, pe cred că cu astea ne ajunge să terminăm și zidul. Hai, mă. Te placezi undeva, așa. Bun. Hai să-i dăm drumul. Na, hai la treabă. Bă, dar chestia e că eu și îl am aici pe... Epic, frate, de ce? De ce? De ce? De ce? Așa ceva. Cine știe, poate o să se miște un pic mai bine. Nu ne trebuie nouă cine știe ce mare grafică. Și așa nu e mare diferență, sincer să fiu, la jocul ăsta cu grafica. Și cred că și pe medium dacă îl pui nu... Da, nu e mare diferență. Ui, ok. Hai să facem aici așa scândura, hai să facem zidul.
Și să mă uit un pic și de animale, mă. Așa, hai să oprim aici și să ne uităm un pic de animale, că am trecut timpul. Perfect. Ia uite. He? Prinde viață, nu? Eu zic că prinde viață. Hai să vedem un pic urcei, cum stă treaba aici la ei. Că poate mai mânca cine știe și... Apă, mai iau mâncare, mai iau, dar trebuie să le aduc. Trebuie să merg să cumpărăm mâncare neapărat. Și la domnițele astea, la alte... Ia să că sunt curios, mă interesează dacă cumva au mai scăzut... Oh, au scăzut temperaturile la placă. Bine, atunci o să lăsăm așa joc, să nu... Bă, au mâncare, ok, na. Everything is good, it's good. Face un efect ciudat dacă n-ai anti-aliasing-ul la maxim. Video DLSS. Quality. De ce nu, dacă avem posibilitate. Anti-aliasing atunci nu mai pune. Mai să vedem cum merge. Mamă, frate, deci fii atent, o problemă la ei când activezi DLSS-ul și nu trebuia să fie așa. Aha, asta e. Eu zic că o rezolvat problema asta, dar nu... Nu a rezolvat-o. Ce să mai zici? Asta e. Bun. Băi, oameni buni, cam atât pentru episodul acesta. Am început să facem casa. Data viitoare continuăm cu ea, să o terminăm, bineînțeles. Ok, asta e urât. Nu știu de ce... Combinat așa urât. Da, mă rog. Asta e. Da, o să trească să facem și o ușă. O ușă și aici. Da, și mai trebuie și astea de aici făcute. Pentru ferestre. Cam atâtica. Ce le trebuie? Aoleu, 5 plank-uri, ești nebun la cap? 5 plank-uri, ușile. Da, data viitoare continuăm și finalizăm. Ușile, după aia ne apucăm de făcut, cum îi spune, tavanul, acoperișul și what the hell is that, man? Ok. Nu. Deci nu-i de la DLSS. Man. De la ce face chestia asta? Mamă, frate. Tu te vă și lasă. Efect epic. No. Sunt curios care e problema. Anti-aliasing-ul? De ce anti-aliasing dacă eu am pus DLSS și are și anti-aliasing? What? Dar nu-i de la anti-aliasing. Wait a seconds. View distance medium, anti-aliasing shadows, poate de la umbre, mă? Dar nu are legătură, mea. Nu, no. What? Textures? Nu, voi vedeți problema asta. Cloud quality, cred că este o fi. Da. Deci e de la cloud quality de la nori. Păi dacă îl pui numai pe high, ce face? Hai că merge pe medium.
face figuri. Na, păi lăsăm așa, că văd că e ok și cu temperaturile, dar dacă vine, văd că se mișcă destul de bine, nu-mi zice FPS-urile, da, e ok. Păi ok, dacă-i cresc cumva de la 60, hai că parcă e mai... Mă rog, mai crescut un pic temperaturile la placa video, cresc temperaturile. Lasă la 30, nu mă deranjează deloc. Deci acum încep să scadă. E ok, se vede bine și la voi, eu zic că... Na, e ok, acum la... Efectele lui sunt de la păr, ce să le fac, că n-am ce, dai pace așa cum e. Ăsta e jocul, ce să-i facem? E ok. Bun, păi băi fraților, cam atât. O să continuăm data viitoare. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. Lăsați și voi acolo un like, m-ar ajuta enorm de mult. Pentru că nu știu din ce cauză au scăzut enorm de mult vizualizările pe acest canal. Dacă sunteți pe canal, trebuie să vă abonați, m-ar ajuta enorm de mult. Iar până data viitoare, toate cele bune. Bye bye!